Deschiderea preferată. Păi, în general, încep cu mutarea CALFE3, care poate transpune în diverse deschideri, dar cel mai des structura de engleză este cea pe care o joc cu piesele albe, iar cu piesele negre, siciliana. Bineînțeles, în dragon accelerat, o deschidere pe care am jucat-o aproape din totdeauna, să zic așa. Am învățat de la tatăl meu la vârsta de 3 ani. El era un mare pasionat al șahului, juca cu bunicul, cu unchiul meu și deși el n-a putut face performanță, dar m-a învățat pe mine și întotdeauna m-a sprijinit când am mers la concursuri. El este cel care m-a dus și la clubul de șah din Turnu Severin, unde inițial nu am fost primită pentru că eram prea mică. Dar ulterior, după încă un an, m-am întors și m-au primit în clubul de acolo. Mi-amintesc că am câștigat primul concurs în Turnul Severin și am primit o cupă foarte micuță, așa, era ca o vază, erau atunci cupele. Și eram atât de încântată de ea, nu voiam să mă despart, oriunde mergeam în acea zi eram cu cupa, până când am reușit să o sparg. Da. O am și acum așa lipită în acasă, da, amintire, prima mea cupă câștigată. Au fost și înfrângeri, dar nu mi-amintesc să mă fi descurajat așa chiar atât de tare încât să nu mai doresc să joc șah. Într-adevăr, sunt chiar și acum destul de dureroase înfrângerile, cele mai dureroase fiind probabil atunci când ratezi o poziție remiză, câștigată, sau înfrângerile când ai nevoie de un alt rezultat. Dar nu am încercat să învăț din înfrângeri, întotdeauna mi-am analizat partidele, antrenorii mei m-au ajutat pe această cale și învățând din deschideri, din greșeli, pardon, doar învățând din greșeli, așa pot să devii mai bun. Nu? Sinceră să fiu, cred că la început faptul că puteam să călătoresc așa de mult, nu? Dar apoi când am început să descoper tainele jocului, mi-a plăcut foarte mult partea de strategie, cum se leagă piesele și cum anumite poziții care par, unde pare că nu există nimic, dintr-o dată găsești o idee așa frumoasă care poate să dea totul peste cap. Sunt anumite poziții chiar paradoxale și șahul are frumusețea lui atunci când descoperi toate aceste manevre. Studiile sunt, de exemplu, foarte frumoase și un exemplu de paradox, să zicem, în anumite poziții. M-a ajutat să fiu mai concentrată, să mai calculată. Mi-a dezvoltat foarte mult gândirea logică, pentru că și în timpul școlii preferam matematica mai degrabă decât limba română. Mi-amintesc că mama era cea care m-a ajutat la compuneri. Sper să nu mă audă domnii profesori. Dar la matematică întotdeauna m-a ajutat și mi-a plăcut matematica. Poate și matematica m-a ajutat în șah, poate și invers. Mi-a deschis, zic eu, și viziunea asta asupra acțiunilor tale, pentru că orice, la șah, orice mutare pe care o faci are o repercusiune, dar și în viața de zi cu zi trebuie să calculezi un pic înainte să faci o mutare, să zicem așa. Adevărul este că viața nu a fost niciodată chiar așa fără șah complet, pentru că și atunci când mă angajasem, concediile mele se duceau tot la șah. Îmi luam concediile ca să merg în turnee, dar e adevărat că nu am mai avut timp să mă antrenez atât de mult, să studiez. Jucam practic din ce știam, nu aveam timp de mai mult. Urmăream în continuare partide online, urmăream toate turneele importante, dar cam asta era totul. Sincer, viața cu șah este mult mai interesantă decât viața cu mai puțin șah, să zicem așa. Cu siguranță pentru că șahul îți dă și o libertate în tot ceea ce faci. Acum călătoresc mult mai mult, de exemplu, lucru pe care înainte nu-l puteam face fiind legată de un job. Cunosc locuri noi, oameni interesanți. Cred că acum nu mai văd o viață fără șah. Sunt angajată la clubul CSM București, joc pentru echipa de șah a acestui club. Particip la campionatele naționale, la Superliga, împreună cu Corina Peptan, maestra internațională și campioana națională a României și marea maestră Irina Ionescu, Andreea Cosman și grupul de junioare.
Dar pe lângă asta continui să antrenez, am câțiva copii cu care lucrez, scriu articole pentru site-ul The Chess World, mai scriu articole și pentru site-ul nostru. De obicei mă ocup de pagina de Facebook mai mult, caut partide interesante, partide recente, urmăresc turneele care se joacă și încerc să selecționez anumite partide care apar în fiecare zi pe pagina noastră. Am încercat un pic și fotografia așa legată de șah. De exemplu, la Olimpiada din Batumi am fost fotograful oficial al echipei Barbadosului. Paradoxal, nu? Barbadosul, dar acolo era antrenor prietenul meu și au fost interesați de lucrul acesta pentru că ei promovează foarte mult șahul. În fiecare zi trimiteau reportaje, apărea în ziarul național ce a făcut echipa, scurte comentarii despre partidă, făceam chiar și anumite videoclipuri pentru ei, pentru televiziune. Un alt lucru la care m-a ajutat fotografia, uite, anul trecut, la un turneu pe care îl jucăm noi în fiecare an, turneul din Spania, în Benasque, am fost fotograful oficial, să zicem, al competiției, lucru pe care îl voi face și anul acesta. Nu am făcut cursuri de fotografie, dar îmi place să experimentez. Am citit, m-am documentat și doar cu asta. Nu pot să spun că sunt un fotograf profesionist, dar așa, amator. În Spania sunt foarte mulți copii care joacă șah, dar cred că sunt și mult mai susținuți, cel puțin din partea federației. Știu că există programe speciale pentru copiii talentați. Aveam un prieten care în timpul junioratului avea toate turneele importante plătite de către federație, avea chiar și lunar o anumită sumă alocată pentru antrenamente, pentru a participa la alte concursuri, poate, care nu erau acoperite. Știu că au și antrenori care se ocupă nu doar unul, ci mai mulți, pentru că fiind mulți copii, e nevoie și de mulți antrenori. Și un lucru care mi se pare mie foarte interesant, cel puțin în Spania, este că toți copiii călătoresc, nu doar copiii, ci toți jucători sportivi de performanță călătoresc la turneele importante cu psiholog sportiv. Un lucru care la noi nu cred că este atât de popular. Un psiholog sportiv, după părerea mea, la șah te ajută foarte mult să treci de momentele în care, de momentele de presiune, să zicem, în care trebuie să câștigi, să zicem, nu? Nu poți să te duci la partidă gândindu-te, trebuie să câștig, trebuie să joci partida până la urmă. Dar cu siguranță să discuți cu cineva care se pricepe ajută foarte mult. Știu că aceștia sunt foști jucători de șah, deci știu cu ce se mănâncă șahul, nu sunt doar psihologi. Și te ajută în momentele critice ale partidei, spre exemplu, sunt momente în care ratezi o mutare, pur și simplu n-ai văzut-o sau faci o gafă. De ce s-a întâmplat lucrul acesta și încearcă să te ajute ușor, ușor, să-ți dai seama ce blocaje există, poate la nivel mental, poate erai focusat pe altceva, poate nu te uiți pe toată tabla, nu îți dai seama de toate ideile. Cred că asta ar fi un lucru foarte util, mi-ar plăcea să-l văd și la noi. Și cam asta, așa, diferențe. Totuși mă bucură să văd că și în România șahul a crescut foarte mult față de cum era acum câțiva ani, când eram eu junioară, unde nu prea existau sponsori, părinții mei au trebuit să acopere majoritatea cheltuielilor. Aveam sprijin din partea clubului la acea perioadă, dar nu chiar atât de mare. Mă bucură să văd că acum șahul este din ce în ce mai popular. Cred că o să ajungem și noi niște mici calculatoare. Pentru că, uite, te uiți la partidele marilor maestri și la un moment dat o să vezi că fac toate mutările modulului, primele, chiar prima linie. Și sunt mutări care nu întotdeauna au sens. Dar pentru că ne obișnuim să analizăm întotdeauna cu modulul deschis, cumva împrumutăm din gândirea lui, după părerea mea. Și ne obișnuim să căutăm și mutările astea paradoxale, care nu au sens, dar de fapt au niște idei ascunse care se vor vedea mai târziu. Mutările profilactice, de exemplu. Asta însemnând că faci o mutare pentru a opri amenințarea adversarului, nu neapărat o amenințare evidentă, ci poate o anumită idee de a-i stopa contrajocul, nu ai permite să se activizeze și așa mai departe.
Cred că vedem asta și la vârsta la care se ajunge acum la titlul de mare maestru. Cred că ultimul mare maestru a fost tot la 12 ani. Un lucru care mai de mult nu era întâlnit. Cu siguranță motoarele de analiză ajută la lucrul acesta. Au o influență pozitivă și au și influență negativă, pentru că dacă analizezi doar cu motorul de analiză pornit, nu mai înțelegi până la urmă ce se întâmplă în spatele mutărilor. Este bine să verifici cu motorul de analiză, să vezi dacă într-adevăr ce ai făcut tu din punct de vedere tactic este corect, dar părerea mea este că este mult mai util să analizezi și să încerci să gândești tu, să vezi, să cauți planurile de joc. De exemplu, știu mulți elevi care își analizează partidele și pentru ei faptul a analiza o partidă înseamnă să deschizi modulul și să vezi dacă mutările tale sunt primele mutări ale modulului. Nu asta înseamnă să-ți analizezi o partidă. Înseamnă să îți pui, să pui variantele pe care le-ai calculat în timpul partidei, să vezi planurile la care te-ai gândit tu, să le pui frumos în baza de date, să le verifici tu singur acasă, iar după ce ai făcut tot acest proces, să într-adevăr să pornești modulul și să vezi dacă ceea ce ai gândit tu este corect sau dacă exista ceva mai bun, pentru că te poate ajuta să descoperi lucruri mai interesante și te poate ajuta să-ți dai seama cum să cauți anumite idei, ideile acestea pe care ochiul uman nu le vede atât de ușor. Sigur, se pot apuca la orice vârstă. De fapt, eu nu lucrez doar cu copii, lucrez chiar și cu persoane adulte. Un sfat legat strict de șah este să nu uite de partidele clasicilor, pentru că sunt cele mai importante. Și am remarcat că mulți copii din ziua de astăzi, cum spuneai mai devreme, se uită la motoarele de analiză și uită de Alehin, de Botvinnik, de Rubinstein, care până la urmă au produs partide superbe și sunt partide din care putem învăța foarte mult, din partea de strategie, de exemplu. Și un alt sfat, multă răbdare, pentru că mulți se așteaptă să vadă performanța imediat, dar la șah, din păcate, e un pic mai complicat. Trebuie să investești foarte mult timp, să te antrenezi, să-ți dai seama până la urmă tu unde greșești, dacă nu reușești tu să vorbești cu un antrenor, poate te ajută mai bine să-ți identifici punctele slabe și să nu cedeze niciodată în încercarea de a atinge performanța sau a deveni mai buni în șah.